Potrivit rețeaua de solidaritate.com, Ștefan a părăsit Suceava natală acum 6 ani, când a plecat să studieze științe biologice la Oxford, unde și-a finalizat studiile de licență cu specializarea în epidemiologie teoretică. Acum Ștefan este cercetător doctorand în științe biologice interdisciplinare cu specializarea în imunologie, program pentru care el a obținut o finanțare integrală printr-o bursă din partea Guvernului Marii Britanii. Tânărul cercetător a dat dovadă de puternice reflexe sociale și încă de la începutul pandemiei au contribuit atât prin activități de cercetare, cât și prin comunicare științifică la dialogul public din țara sa natală. A avut sute de intervenții de înaltă calitate științifică în mass media românești și a făcut eforturi ca publicul românesc și autoritățile să aibă acces la informații medicale corecte, notează rețeaua de solidaritate.com. Ștefan Dascălu a reușit chiar să dezvolte un inedit dialog interdisciplinar cu organizațiile religioase din România în vederea unei mai bune implementări a politicilor de sănătate. Vădit emoționat pentru recunoașterea primită în Oxford pentru implicarea sa la nivelul dialogului public din România, Ștefan, care e voluntar în rețeaua de solidaritate, a transmis colegilor săi din țară și din diaspora. Situația sanitară din România, încă de dinainte de pandemie, a reprezentat unul din motivele principale pentru care am ales să mă implic în eforturile pentru îmbunătățirea sănătății publice. Îmi doresc pe viitor ca țara noastră să nu mai fie un exemplu negativ pentru numeroase statistici sanitare, ci să răsturnăm această situație, fiind dați drept model pozitiv în implementarea politicilor de sănătate. Potențial există, enorm chiar, dar pentru ca acest scenariu să se materializeze, va trebui să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți situația din România. Le doresc românilor atât din țară cât și din străinătate să realizeze acest lucru și să reușim astfel să aducem schimbarea mult dorită pentru țara noastră. Pe pagina lui de Facebook, Ștefan Dascălu a notat: am avut deosebită onoare de a primi cel mai prestigios premiu pentru impact social din partea Universității Oxford și a Consiliului Național de Cercetare în Bioștiință din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. COVID-19 a avut un impact enorm asupra vieților noastre, iar acest lucru m-a motivat să contribui atât prin activități de cercetare, cât și prin comunicare științifică, încă de la începutul pandemiei. Am fost bucuros să aflu că acest premiu mi-a fost acordat și pentru activitățile de stabilire a unui dialog interdisciplinar cu organizațiile religioase din România pentru o mai bună implementare a politicilor de sănătate. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături, familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care m-ați încurajat să-mi continui munca în sfera sănătății publice. Ștefan Dascălu a absolvit cu media 10 în anul 2015 Colegiul Național Petru Rareș Suceava. După bacalaureat, Ștefan a studiat științe biologice la Oxford, unde și-a finalizat studiile de licență cu specializarea în epidemiologie teoretică. Acum Ștefan este cercetător doctorand în științe biologice interdisciplinare cu specializarea în imunologie, program pentru care el a obținut o finanțare integrală printr-o bursă din partea Guvernului Marii Britanii.